don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing Bună seara! Voi, doamna Roxana! Eu! Da, încă vedeți? Suntem de la surpriză domnului Iași. Știm că acum, în preajma săpătorilor de primăvară, avem o surpriză pentru dumneavoastră. Din partea cui va drag. Și aș vrea să vă întreb dacă vă nu-ți din partea cum poate fi surpriza. A soțului. Asta dumneavoastră fărcelile. Pentru că avem și un mesaj pentru dumneavoastră, în urma cărui o să vă dați sigur seama din partea cui este această surpriză. Spune așa, sunt cel mai fericit bărbat. Am trecut împreună prin bune și rele. Nu trebuie să-ți dau mesaje pompoase de ochmarte, pentru că toată lumea știe că tu ești minunea vieții mele. O primăvară frumoasă vă spunem și noi și acum dacă ați putea să-i transmite și noastră ceva soțului. Am foarte mari emoții, îi mulțumesc frumos pentru gestul făcut, îl iubim și îl așteptăm acasă. Și fetița, Lavinia. Bine, mamă. Așa, și pentru tine avem un prieten de flori și la fel avem un mesaj din partea tăticului tău. Spune așa, viva mea, te felicit cu ocazia zilei de 8 martie. Draga mea, fii iubită și fericită. Fie ca drumul vieții tale să fie lung și luminos. Îți doresc frumusețe veșnică și farmec, bunătate sufletească, gingășie, bună dispoziție și inspirație. Un 8 martie fericit și acum dacă puteți să spui ceva lui tati. Păi, ce poți să-i spun că este tot timp? Nu știu. Așa plecat.